Salutare! Uitați-vă cum la un metru doi de mine mă joc cu o gumă despre care nu știu nimic. Cum se cheamă, ce greutate are jigul, ce înseamnă să fie pește. Deci uitați-vă că în momentul în care las guma în jos, peștii se bat efectiv pe ea. Haide. Am pus o gumă mai mărișoară ca să nu, ca să-i selectez un pic. Ia uite. Deci nu există. Din cauza asta am multe rateori pentru că e mare. Dar vreau doar să vă arăt densitatea de pește din zonă. Deci nu mă forțez să arunc mai departe pentru că nu e cazul. Vedeți? Sunt și unii mari. Deci nu-i las pentru, tocmai pentru frumusețea acestui sport. Vă dați seama că locul, deși nu va rămâne așa, nu pot să vi-l dau. Sunt în delta Dunării. E tot ce contează. Am găsit un moment în care peștele e foarte, foarte, foarte activ. Și simplu obosesc trăgând de el. Dacă dau un pic mai departe, deja complic situația. Foarte mulți. Foarte, foarte, foarte mulți. O să mă distrez și eu câteva minute. E un moment deosebit. Sunt conștient că posibil să nu mai prind niciodată așa ceva. Uite, deci efectiv las aici în jos și uite, nici n-am reușit să dezgăț lanseta. Deci nu voi mai găsi curând, poate, poate chiar niciodată, un astfel de moment, dar nici nu trebuie să-mi bag joc de pește și să stau toată ziua pe el. Am venit în pește, în delta, să mă distrez, să mă plimb, să mă bucur de natură, bineînțeles și de pescuit, dar zic eu că norocul mi-a surâs de data asta. Și mă pot mulțumi deja cu ce am primit, clar. Deci, a uitat. Deranjează țânțarii că nu că mă ciupesc, Doamne ferește, dar bâzie. Mă tot bâzie și mă agită. Deci furia cu care atacă este ceva de nedescris. Practic, uite, a sărit din apă. A furat, gata, a furat coada. Dar, vedeți, uitați-vă. Deci, fără coadă. Mi-a tăiat, adică mi-au tăiat cozile la toate gumele. Vedeți, a tăiat-o și pe asta. Practic, guma e praf. Nu se mai poate pune problema despre o gumă, că dăm cu o gumă oarecare, nu, efectiv trebuie să fie ceva acolo. Haide, haide.
Deci pur și simplu sare din apă. Haide. Despre asta vorbim.